Bună ziua, domnule Buda. Cum merg negocierile României cu pachetul cu Uniunea Europeană privind pachetul Fit for 55 în domeniul agriculturii? Cum vedeți că merg negocierile și care sunt avantajele României din acest punct de vedere? În primul rând, bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dați-mi voie de asemenea să-i salut pe toți participanții la această dezbatere. Absolut binevenită și felicitări pentru astfel de dezbatere. V-aș îndemna chiar să intensificați, pentru că să știți, noi cei de la Bruxelles și cu siguranță și cei din Parlamentul României și cei de prin ministere avem nevoie de astfel de dezbatere, pentru că, pe de o parte, ele sunt foarte bune schimburi de bune practici, să spun așa, de idei, dar în același timp nu suntem nici noi depozitarii adevărului absolut. Avem nevoie de discuții să ne putem ancora în realitățile din teren, dincolo de ceea ce cunoaștem fiecare pe domeniul pe care îl stăpânim, într-o măsură mai mică sau mai mare. Aș pleca de la următoarea chestiune în abordarea acestui subiect și pentru că vreau să facem până la urmă și o pregătire a opiniei publice sau să înțeleagă opinia publică de ce suntem astăzi într-o astfel de situație. Și răspunsul este unul foarte clar, pentru că avem de-a face cu ceea ce înseamnă, cu ceea ce numim noi schimbări climatice, care nu pot să fie ignorate. În fiecare an avem de-a face, sau la o perioadă de timp, cu încălzirea climei, ceea ce sigur ne perturbă viața de zi cu zi și, într-un termen nu foarte îndelungat, ar însemna până la urmă o slăbire sau o afectare a calității vieții. Plecăm de la această realitate. Bun, acum sigur noi suntem oameni responsabili, indiferent unde suntem, la Bruxelles, în țară, în orice fel de mediu în care activăm, și trebuie să venim cu un set de măsuri pentru a preveni aceste schimbări climatice și pentru a preveni sau a ne conserva, să spun așa, mediul de viață și pentru generațiile viitoare, nu doar pentru copii, nu doar pentru nepoți, ci pentru cât mai mult timp. Evident că în această situație, structurile europene, internaționale, pentru că nu este o chestiune doar care vizează numai Uniunea Europeană, încearcă să facă pași concreți în această direcție. Ceea ce este foarte important de asemenea, pentru noi toți și pentru cei care ne urmăresc și nu numai, trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană a venit cu niște alocări financiare consistente pentru care sunt puse la îndemâna statelor membre, astfel încât ele să poată lupta cu aceste schimbări climatice pe mai multe direcții de acțiune. De altfel, 30%, inclusiv din banii afectați pentru politica de coeziune, da? Bani care înseamnă ceea ce înseamnă dezvoltarea rețelelor de infrastructură rutieră, știu eu, apă, canalizare și așa mai departe, au o componentă ecologică. Am avut o discuție cu comisara pe coeziune și am întrebat-o: doamnă, dar ați făcut o evaluare a capacității de absorție a acestor resurse financiare, 30%, în politica de coeziune? Și mi-a spus domnul Buda, din discuțiile pe care am avut cu statele membre, da, există această posibilitate de a absorbi 30% pe componenta de combaterea schimbărilor climatice, inclusiv atunci când vorbim de ceea ce înseamnă dezvoltarea rețelei de canalizare. Bun, acum m-aș duce un pic pe ceea ce înseamnă această zonă a agriculturii, pentru că agricultura este parte componentă în ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice, Green Deal, acest pachet pe care îl discutăm acum în Parlamentul European, un pachet foarte important, pentru că trebuie să înțelegem un pic. Comisia Europeană a venit cu o strategie Green Deal, da? Și prin acest pachet Fit for 55, practic încearcă să implementeze, să stabilească în mod concret cum se vor derula și se vor implementa lucrurile în teren. Acum, din punct de vedere al agriculturii, pentru că eu sunt specialist în această zonă a agriculturii, sigur, cunosc, să spun așa, de discuțiile cu colegii mei și văd care sunt preocupările pe care le are și Comisia vis-a-vis de alte sectoare, nu doar sectorul agricol, însă aici aș face o paranteză și aș spune că toate aceste obiective care sunt asumate la nivel european, evident că trebuie să țină cont de ceea ce spunea mai de devreme colegul meu, Iuliu Winkler. Putem oare să le implementăm într-un mod realist și în intervalul de timp asumat de către Comisia Europeană? De aceea spunea domnia sa, grăbește-te încet, ea spune, grăbește-te încet și bine. Până la urmă, că este foarte important să putem implementa aceste ținte asumate la nivel european în statele noastre. Țin minte o discuție din Comisia de Dezvoltare Regională, unde povesteam de Fondul pentru Tranziție Justă și discutam de ceea ce înseamnă înlocuirea cărbunelui ca sursă de energie, pentru că România încă depinde în proporție de 30%, da? Energia electrică în proporție de 30%, din câte am reținut eu, este pe bază de cărbune. Nu e atât de simplu însă să vii să spui de mâine închidem minele, și am întrebat pe cei de la Comisia Europeană ce facem cu minele pe care le-am închis, cu populația care este acolo, și mi-a spus într-un mod, a spune eu, neserios, păi faceți muzee. Păi nu puteți să trăim numai din muzee, da? Să ne înțelegem. Ai mai multe probleme. Ai problema care țin de zona socială, ai probleme care țin de ceea ce înseamnă capacitatea României sau a statelor membre, că aici discutăm de toate statele membre. Sigur,
Nu toate sunt afectate de zona asta de cărbune, dar se pune întrebarea ce pui ca și alternativă în momentul în care tu nu mai folosești cărbunele, adică soarele nu îți lucește iarna, vântul nu îți bate întotdeauna și atunci trebuie să vii cu niște soluții pe care tu să le poți avea mă rog, la îndemână. Mai mult, pentru că se discută de asemenea și de ceea ce înseamnă aceste mașini electrice din 2030, nu vor să mai poată să fie matriculate, mă rog, în opinia Comisiei Europene, mașini pe bază de motorină și de benzină, o chestiune bună, dar se pune întrebarea, avem resurse materiale, atenție, nu financiare, că bani avem, dar resurse materiale să putem să avem conductorii, semiconductorii la un nivel la care să înlocuiască mașinile, pentru că uzina Dacia și alte uzine din Uniunea Europeană au stagnat în producția mașinilor din cauza unor conductori sau semiconductori, adică trebuie să vezi un pic de unde iei ceea ce tu vrei să blochezi? Și în această situație, sigur că revine rolul Parlamentului European, revine nou rolul tuturor, să vedem ce este de făcut. Dar este important de reținut faptul că avem resurse financiare la dispoziție puse de Comisia Europeană. Acum, pe partea de agricultură, pentru că vreau să dau un mesaj oarecum și de liniștire a sectorului agricol în această direcție, pentru că se vorbește în aceste strategii de reducere a cantităților de nutrienți, adică de îngrășăminte chimice, de pesticide și așa mai departe, în sectorul agricol cu până la 50% până în 2030-2050. Este o mare diferență între ceea ce înseamnă utilizarea nutrienților în sectorul agricol în România comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. De exemplu, în România folosim undeva în jur de 700-800 de grame pe hectar de nutrienți, pe când în alte state, în speță Olanda, Danemarca și așa mai departe, folosesc undeva în jur de 7 kg, adică 7.000 de grame. Evident că această reducere cu 50% a cantităților de nutrienți va trebui să fie oarecum avută în vedere în funcție de ceea ce înseamnă media Uniunii Europene. Pentru că nu poți să vii să spui în România redus cu 50% cantitatea de nutrienți pe care tot folosește în agricultură, când eu oricum sunt mult sub media Uniunii Europene, adică eu să mă duc de la 700 la 350 de grame, iar în Danemarca sau în Olanda să meargă de la 7.000 de grame la 3.500 de grame. E o chestiune care aici va trebui să avem în vedere, mă rog, și să o urmărim în așa fel încât ele să fie în mod corect implementate, pentru că până la urmă, o abordare care să nu țină cont de realitățile din teren, n-ar însemna decât, pe de o parte, să vedem cu ceea ce înseamnă perspectiva unei crize alimentare și să știți că asta e o chestiune foarte serioasă, pentru că plecând de la ceea ce spunea colegul meu Cristi Bușoi mai devreme, o creștere a prețurilor la energia electrică, la îngrășăminte, avem de a face cu niște creșteri de prețuri de 500%. Lumea încă nu pricepe chestiunea asta, pentru că agricultura e un sector așa mai puțin, mă rog, interesant pentru media, dar să știți că în momentul de față discutăm de ceea ce înseamnă afectarea gravă a securității alimentare, pentru că culturile înființarea culturilor de grâu din cauza faptului că a crescut foarte mult îngrășămintele, prețul la îngrășăminte și prețul la combustibil, a fost afectate suprafețele care au fost însămânțate. Asta se va vedea la anul, nu se vede acum, pentru că acum avem slavă Domnului, mă rog, grâu. Bun, una peste alta, ceea ce este important este legat de faptul că trebuie să fim echilibrați în abordarea acestor probleme, pentru că orice dezechilibru pe care îl avem va duce la ceea ce înseamnă delocalizarea producțiilor, indiferent că discutăm de producția agricolă, indiferent că discutăm de producția de mașini și așa mai departe, în afara Uniunii Europene, ceea ce desigur că nu ar însemna decât o slăbire a eforturilor pe care le facem la nivel european și la nivel mondial. Și aici, legat de ceea ce înseamnă eforturile care trebuie să fie făcute la nivel european și la nivel mondial, sigur m-ar duce la acest acord de la Glasgow, nu știu câtă lume a observat chestiunea asta, că multe state care consumă, mă rog, sau care folosesc cărbunele, cum este SUA, cum este Australia, cum este China, cum este India, n-au fost parteneri la semnarea unui acord pe această componentă și atunci, sigur că nu poți să tragi o perdea între Uniunea Europeană și celelalte state, mă rog, din afara Uniunii Europene, în așa fel încât să nu te afecteze folosirea mai departe a cărbunului sau a unor combustibili care, desigur, pot să afecteze calitatea mediului. Este important ca în România, și aici vin la ceea ce spunea colegul Iuliu Winkler, sigur, stabilitatea guvernamentală și stabilitatea politică, domnul coleg, ne revin nouă actorilor politici și să ne dea Dumnezeu să avem un guvern cât mai repede instalat, cum o fi el, să fie un guvern stabil, pentru că este extrem de important ca un guvern să fie stabil, pentru că altfel are puteri limitate din punct de vedere constituțional, el nu poate să activeze, dar asta e o chestiune care, repet, ține de clasa politică. După aceea, sigur, să venim cu ceea ce înseamnă, să spun așa, creionarea planurilor strategice, pentru că noi am vorbit foarte mult în România de ceea ce înseamnă planul de recuperare și reziliență. Un plan foarte bun, sume frumoase care vin în România și aici a folosit foarte multe resurse financiare pe ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice. Și dacă discutăm mai de împăduriri, că avem milioane de copaci pe care
Va trebui să-i plantăm, dar noi mai avem încă 50 de miliarde de euro care trebuie să fie cheltuiți. Ori acești bani, să știți că nu sunt așa puși într-o vistierie a României și pot să fie cheltuiți oricum. Cheltuirea acestor resurse financiare presupune să avem niște planuri strategice foarte bine pregătite, foarte bine definite, astfel încât aceste resurse financiare să meargă într-o zonă care să poată să creeze plus valoare în societate și, evident, așa cum am spus, să contribuie la ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice. Acum, dacă ne uităm un pic în aceste documente pe care le avem în miile de pagini de care spunea colegul Iuliu Vizlă și așa este, vedem că nu sunt neapărat foarte multe lucruri sau nu sunt lucruri care să fie foarte greu de accesat. Dacă discutăm, de exemplu, de ceea ce înseamnă creșterea sau, mă rog, anveloparea construcțiilor publice, pentru că e o componentă importantă. Pierderea energiei termice se face foarte mult prin ceea ce înseamnă o lipsă de anvelopare a clădirilor publice. Avem resurse financiare care se pus în această direcție. Avem foarte mult bani pe ceea ce înseamnă, până la urmă, să spun așa, și o agricultură ecologică. Adică mă întorc puțin la sectorul agricol. Am avut ieri o dezbatere foarte bună în Parlament, în Comisia de Agricultură, legată de ceea ce înseamnă agricultura ecologică, pe de o parte, și pe de altă parte și risipa alimentară. Poate că ar fi un subiect la care ar trebui să-l aveți în vedere în perioada următoare, să luați informații din teren. România, din păcate, este campioană la ceea ce înseamnă risipa alimentară. Să dăm undeva în jur de 25% din alimentele care nici măcar nu ajung să fie desfăcute, deci cumpărate din magazine și nici măcar nu ajung să fie desfăcute și le sunt aruncate. Iată o modalitate, mă rog, ușoară, concretă de ceea ce înseamnă conștientizarea opiniei publice legate de chestiunea asta, astfel încât, practic, prin faptul că tu reduci risipa alimentară, contribui în mod indirect la ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice. Sigur, și alimentele bio, de asemenea, sunt într-un segment, să spun așa, care contribuie la ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice, pentru că alimentele bio sunt produse de o manieră în care nu ai nevoie foarte mult de îngrășăminte chimice, de nutrienți și așa mai departe. Însă și aici va trebui să fim foarte echilibrați, pentru că este extrem de important să vedem în ce măsură aceste produse bio sunt accesibile, să spun așa, consumatorilor, pentru că un kilogram, nu știu, de roșii care sunt produse în sistem bio costă 15 euro, dacă mă raportez la prețurile din Bruxelles, și un produs convențional costă 3 euro. Ei, trebuie să vedem și oamenii aceia își pot permite să plătească produsele bio sau nu. Una peste alta, însă, eu sunt foarte încrezător în ceea ce înseamnă posibilitatea de a utiliza aceste instrumente în mod eficient de către statele membre, în așa fel încât, desigur, să fim pregătiți să folosim aceste resurse financiare, pentru că eu, înainte de a veni în spațiu public cu obligațiile pe care le avem, aș spune în felul următor: noi avem aceste resurse financiare. Haideți să vedem ce facem cu ele, în ce fel le putem folosi, în așa fel încât să putem să contribuim la ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice. Sigur, o să avem un guvern stabil în perioada următoare, o să avem programe, așa cum spuneam mai devreme colegul Dragan, dacă bine am reținut numele de la Ministerul Energiei, în așa fel încât, practic, populația să nu fie afectată, pentru că pe noi asta ne interesează. Avem această problemă, avem resurse financiare, haideți să vedem cum facem să le putem folosi în mod eficient, în așa fel încât populația să poată să treacă cu bine peste această perioadă dificilă și, în același timp, să putem să creăm plus valoare, mă rog, în societate și, sigur, foarte important pentru noi, pentru România, aș spune, să dezvoltăm spațiul românesc de maniera în care să prevenim ceea ce numim astăzi schimbările demografice, pentru că din nefericire știm foarte bine că România are 4,5 milioane de oameni care sunt plecați afară din cauza faptului că n-au reușit să se adapteze sau să trăiască suficient de bine în zonele lor, pentru că aveți aici și o chestiune legată de ceea ce înseamnă cum creștem locurile de muncă în viitor. Eu spun în felul următor: trebuie să creștem locurile de muncă bine plătite în viitor, pentru că locuri de muncă avem și astăzi, din păcate, nivelul de salarizare care l-avem în România în momentul de față este undeva mult mai redus comparativ cu salariile din vest. Atunci avem de face cu ceea ce înseamnă această migrație, să spun așa, mai ales a creierilor dintr-o parte în alta, care sigur creează probleme foarte mari în România. Aș încheia într-o notă optimistă această dezbatere. Noi aici la Bruxelles, împreună cu colegii, indiferent de culoarea politică, că discutăm, lucrăm foarte bine. Noi aici, să știți că culoarea politică este mai puțin importantă, lucrăm foarte bine cu colegii de la Renew, inclusiv de la socialiști, mai vorbesc în grupul PP-ului. Încercăm să punem sau să ținem cont de ceea ce înseamnă de realitățile din România, să vedem ce poate România să-și asume mai departe în aceste pachete, în așa fel încât să nu punem în pericol sectoarele economice, pentru că o aplicare în mod, să spun așa, de manera care nu ține cont de realitățile din teren, ar însemna, să spun așa, să punem în dificultate sectoarele economice și sigur că această chestiune este pentru noi, membrii din Parlamentul European, mă rog, o preocupare. În același timp trebuie să fim foarte
convinși de faptul că simplu încălcare aici în Parlamentul European creionăm într-o anumită manieră legislația nu este suficient, ea trebuie să fie implementată în mod corect în România, astfel încât viața până la urmă să poată să ducă la ceea ce înseamnă o cheltuire și o utilizare eficientă a fondurilor europene. Aș opri aici și dacă sunt întrebări, evident că vă stau la dispoziție fără niciun fel de problemă. O întrebare scurtă aș avea. Eu știu că în acesta n-au fost probleme foarte mari cu îngrășămintele și pe lanțul, mergând pe lanț și cu produsele agricole și cu alimentele. Cum ar putea gazele din Marea Neagră să ajute România prin crearea de fabrici de îngrășăminte pentru a avea prețuri mai mici? Pentru că dacă am exploatat gazele din Marea Neagră, am putea să facem fabrici de îngrășăminte și atunci cred că ar fi mai ușor, nu? Ce părere aveți? Stimată doamnă, nici n-ar trebui să creăm alte fabrici, ar trebui să le susținem pe cele pe care le avem. Din păcate, noi am avut o politică proastă în România, da? Când ne-am băgat pe unii și pe alții pe la închisoare și mă asumă această responsabilitate pentru o chestiune legată de gaz. Îngrășămintele sunt foarte mari consumatoare de gaz și dacă statul nu susține această producție a îngrășămintelor, nu se face altceva decât să devii dependent de îngrășămintele din import la niște prețuri mult mai mari. Și în opinia mea, repet, ar trebui doar să ne canalizăm, să susținem industria pe care o avem și el, pentru că noi avem industrie pe zona asta de îngrășăminte chimice. Da? Dar din păcate n-am făcut suficient de mult să susținem această industrie și iată că suntem în situația în care avem de face cu o creștere a prețurilor. Bun, avem o creștere a prețurilor și la îngrășăminte chimice și la ceea ce înseamnă consumul motorina și, mă rog, combustibilul pe care îl folosim. De asemenea, creșterea prețurilor la gaze impactează foarte mult și ceea ce înseamnă brutăriile, consumul de gaz la momentul în care procesăm, mă rog, pâinea. Sigur și aici aș face de asemenea o paranteză legată de ceea ce înseamnă că are legătură cu combaterea schimbărilor climatice. România, pe sectorul agricol, are o mare problemă pe ceea ce înseamnă componenta de procesare a produsului brut în agricultură. Noi suntem mari exportatori în momentul de față de grâu, de porumb și în același timp importăm făină de mămăligă, în mod paradoxal, importăm tăieței, da? Importăm pâine congelată, exportăm animale vii și importăm mezeluri care uneori mai conțin și carne. În această logică suntem și de aceea va trebui și această chestiune să o avem în vedere. Deci, repet, ca să vă răspund scurt la întrebarea dumneavoastră, evident, gazul din Marea Neagră poate să vină să susțină această producție de îngrășăminte și este absolut necesar, pentru că altfel suntem puși în fața pericolului de a avea o criză în sectorul alimentar. Dacă vă uitați puțin pe studiile sau pe ultimele știri, deja avem de-a face cu ceea ce înseamnă o creștere a prețului la alimente. Dacă acum discutăm de o creștere a prețurilor la alimente, ce se va întâmpla la anul când, de exemplu, din cauza creșterii prețurilor la îngrășăminte chimice și la combustibil, nu o să avem suprafața de grâu însămânțată la nivelul la care se asigură securitatea alimentară? E o chestie cu care nu ar fi să ne jucăm.